Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Iubirea ta e tot ce vor. E adevărat, Luca și Jessica? Mulțumim Domnului care ne-a dat harul acesta să fim într-o zi de sărbătoare, la un prilej de bucurie, să ne împărtășim și cu cuvântul lui Dumnezeu legat de sărbătoarea aceasta, de aceea o să vă invit să ne ridicăm, să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 până la versetul 13. 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Urmăriți dragostea. Amin. Vă invit să vă reașezați. La nuntă se vorbește despre iubire. De fapt, legământul pe care ei îl încheie este un legământ al iubirii. Întrebarea fundamentală în această zi pentru cei doi miri este dacă ceea ce îi unește, dacă ceea ce a determinat să fie aici, este dragostea și numai dragostea. De aceea astăzi aș vrea să vorbesc despre iubire, despre măreția iubirii, despre farmecul ei care ne uimește, despre frumusețea iubirii care ne surprinde de multe ori, despre miracolul iubirii care întrece orice așteptare, despre harul de a iubi și de a fi iubit, despre dorul iubirii pus de Dumnezeu în sufletul oricărui om, despre mesajul iubirii transmis de Dumnezeu în fiecare sunet, în fiecare culoare, în fiecare ființă, în fiecare mișcare, despre darul iubirii unui Dumnezeu atât de generos, atât de bun, care ne-a cucerit cu iubirea Lui, despre sărbătoarea dragostei care aduce totdeauna numai bucurie, despre trofeul iubirii, premiul celui care luptă lupta cea bună. Iubirea, așa cum o înțelegem noi din Sfânta Scriptură, nu este doar un sentiment. Iubirea este o decizie, este o alegere. Iubirea este o atitudine. Iubirea e o poruncă a lui Dumnezeu. De aceea s-a citit în dimineața aceasta, bărbaților, iubiți-vă, nevestele. Și Dumnezeu ne-a chemat să ne iubim. Și Dumnezeu a așezat iubirea în noi. De aceea iubirea este o atitudine, este o alegere. Iubirea nu are nevoie de ceva din exterior. Iubirea lui Dumnezeu n-a avut nevoie de noi, ca noi să fim buni, ca noi să ne calificăm pentru a fi iubiți de El. Biblia ne spune, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne-a iubit, pentru că iubirea este ceva ce există înăuntru, nu este determinată de ceea ce este în afara ei, nu trebuie să corespundă ceva din afară, nu trebuie el sau ea să fie frumoși sau să fie înțelept sau să fie bogat sau să aibă mii și mii de calități. E suficient ceea ce tu ai înăuntru, ceea ce tu ai în inimă, e suficient pentru a iubi. De aceea, în această zi, doresc ca Dumnezeu să pună această iubire deplină în inimile celor doi miri, dar și în inima noastră fiecăruia. Iubirea este divină. Biblia ne spune și avem un alt verset în care ne spune că Dumnezeu este dragoste.
Este atributul cel mai sublim, cel mai măreț al lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Astăzi vreau să vorbesc despre această măreție a iubirii, pentru că iubirea este specială, este extraordinară, este măreață. Și o să prezint astăzi Luca și Jessica mai multe motive pentru care cred că iubirea este măreață. Este ceva special, ceva deosebit. Și de ce iubirea, așa cum descria Pavel aici, spunea, vor rămâne doar trei. Din tot ce înseamnă biserică, noi suntem biserică penticostală, credem în botezul cu Duhul Sfânt, în darurile Duhului Sfânt și erau importante și erau speciale și erau ceva deosebit, dar Pavel trebuie să recunoască, toate se vor sfârși. Toate acestea fac parte dintr-o perioadă de timp numită în parte, adică parțial, temporar, toate strecătoare. Totul va trece. Spunea el, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar când le compară și pe acestea, trebuie să afirme adevărul acesta pe care îl prezint astăzi. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și ne dă niște motive pentru care dragostea este măreață, adică de ce mai mare este dragostea? De ce e mai mare dragostea decât credința? De ce e mai mare dragostea decât nădejdea? Pentru că despre măreția aceasta vorbim noi. De ce este dragostea cea mai mare? De ce este dragostea cea mai mare? Mai mare decât credința, mai mare decât nădejdea, mai mare decât darurile Duhului Sfânt, decât prorocia, decât credința, decât dărnicia, decât prorocia, decât vorbirea în alte limbi, decât orice altceva, cea mai mare dintre ele este dragostea. De ce oare? Iubirea este măreață pentru că Dumnezeu este sursa ei. De unde vine iubirea? Iubirea nu e un concept filozofic inventat de poeți sau de filozofi sau de gânditori deosebiți. Iubirea este generată de Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu. Iubirea vine din Dumnezeu. Iubirea vine din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este sursa iubirii. De aceea a iubi nu înseamnă altceva decât a te asemăna cu Dumnezeu, a avea părtășie cu Dumnezeu, a fi una cu Dumnezeu. De aceea Ioan spunea, nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu, dar îl urăști pe fratele tău. Nu poți face asta, pentru că în momentul în care iubești pe aproapele tău, îl iubești pe Dumnezeu, te identifici, te asemeni cu Dumnezeu. Dar dacă urăști pe fratele tău, tu nu te identifici, dragostea Tatălui nu este în tine. Și poți spune, poți vorbi, poți afirma, poți pretinde că ești ceea ce ești, dar dacă nu iubești, cum spunea, n-am citit tot pasajul, n-am citit versetele anterioare, dar versetele acelea spuneau, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă aș profeți, chiar dacă aș avea credință, chiar dacă, fără dragoste, nu sunt nimic. Nu mi-ar folosi la nimic toată slujirea, toată viața, toată credința, toată religia mea, dacă nu există în inimă dragostea. De aceea, în această zi, Jessica și Luca, voi trebuie să urmăriți dragostea. Pentru că Dumnezeu este sursa iubirii, Dumnezeu este sursa ei. În al doilea rând, iubirea este măreață pentru că iubirea este cel mai mare dar al lui Dumnezeu. Dumnezeu este generos, El ne-a făcut atâtea daruri și noi ne bucurăm de multe binecuvântări și recunoaștem că tot ce este bun și orice dar desăvârșit vine din cer, de la Tatăl Luminilor. Dar cel mai mare dar, cel mai scump cadou, cel mai prețios, cel mai valoros cadou din partea lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu ne-a iubit. Și s-a văzut asta când Domnul Iisus s-a dat pe sine însuși pentru că El a iubit. Asta e cadoul iubirii. Iubirea este darul lui Dumnezeu. E cel mai mare dar al lui Dumnezeu. De aceea astăzi nu e doar așa de conjunctură să spui
Da, Dumnezeu să pună iubirea, să ne dea iubirea, să ne dăruiască iubirea, să ne umple inima cu iubire, pentru că iubirea este darul lui Dumnezeu pentru om și iubirea și pentru tine. Că o meriți sau nu, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu îți oferă acest dar. Apoi, ce vei face cu el, ce vei face cu darul acesta, e responsabilitatea ta, e decizia ta. Însă nu uita că cel mai mare dar al lui Dumnezeu, sau Dumnezeu și-a arătat dragostea, ceea ce iese cel mai în evidență din caracterul lui Dumnezeu, din lucrările lui Dumnezeu, din atitudinile lui Dumnezeu, din deciziile lui Dumnezeu, ceea ce rămâne din cartea asta numită Biblia, cel mai mult trebuie să iasă în evidență și iese în evidență dragostea lui Dumnezeu pentru om. Iubirea este darul lui Dumnezeu pentru om. Al treilea rând, iubirea este măreață pentru că ea construiește relații. Trăim într-o societate care se autodistruge. Oricând, la orice oră se poate întâmpla ca pământul acesta să fie efectiv distrus și rasa umană să nu mai existe. Și cine face asta? Ura. Ura nimicește, ura dărâmă, ura distruge. Ura generează războiul, ura generează divorțul, ura generează cearta, disprețul, defăimarea, vorbirea de rău. Ura este sursa relelor din lumea asta. Dar Dumnezeu ne-a pus la îndemână iubirea care construiește relații. Nu se poate în lumea asta să existe relații pașnice, bune, frumoase, dacă nu este iubire. Acolo unde nu este iubire, acolo unde nu este dragoste, nu pot exista relații sănătoase, relații de durată. Acolo unde există doar avantaj, doar profit, doar interes, lucrurile merg doar câtă vreme oamenii se înțeleg și au vreun avantaj, după care întorc spatele. Iubirea însă rămâne constantă, iubirea rămâne credincioasă, iubirea rămâne aceeași, ea rămâne, pentru că, așa cum spuneam, iubirea nu are nevoie de ce îmi dă celălalt, ce mi oferă. De fapt, definiția termenului iubire din limba greacă este tocmai aceasta. Iubirea care oferă fără să aștepte ceva în schimb. În lumea asta totul se face la schimb. Te iubesc pentru că îmi ofer ceva sau pentru ca să îmi ofer ceva și în măsura în care îmi ofer, pot și eu, la rândul meu, să pun ceva iubire. Iubire la schimb. Însă iubirea lui Dumnezeu este o iubire care construiește relații fără să aștepte ceva în schimb, care se dă pe sine, care știe să unească. Și în al patrulea rând, iubirea lui Dumnezeu, iubirea este măreață pentru că ea unește familia. În societatea contemporană, în lumea în care trăim, cea mai atacată instituție, cea mai în pericol instituție este instituția familiei. Și e adevărat că noi credem că atacul cel mai greu este din partea politicienilor sau celor care iau decizii, care, mă rog, răstoarnă valorile familiei, dar să nu uităm că cel mai cumplit dușman al familiei și al unității familiei nu se află la Bruxelles, nu e la New York, nu e la Roma, nu e în altă parte, nu e la București, nu e la Moscova, ci se află la ușa oricărei familii. Și vine cu cearta, cu conflictul, vine cu disprețul, vine cu atâtea și atâtea lucruri care dezintegrează familia, care rup legăturile din familie. De aceea în această zi, Jessica și Luca,
Eu îmi doresc acest dar măreț al lui Dumnezeu, această iubire a lui Dumnezeu măreață să rămână în casa voastră, să vă unească. Cred că Dumnezeu v-a unit. Noi asta vă vom întreba și voi ați fost întrebați la logodnă, ați fost întrebați când ați planificat căsătoria, ați fost întrebați poate în fața părinților, dar astăzi sunteți întrebați înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii lui Dumnezeu, și ceea ce voi confirmați astăzi se scrie în cer. Că apoi, după căsătorie, oamenii vin cu povești. Că nu pot fi altceva decât povești. Că n-am știut, că am crezut, că m-a păcălit, că nu știu ce, că aveam o vârstă. Am înțeles de multe ori atitudinea celor care divorțează, totdeauna găsesc în scuzele. Nu există nicio scuză. Ce a unit Dumnezeu, ce a unit iubirea lui Dumnezeu, nu mai poate avea nicio scuză care să stea în picioare. Scuze pe care să le accepte un judecător, un avocat, există și le putem inventa cu miile. Înaintea lui Dumnezeu nu există nicio scuză. Dragostea unește. Și ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. De aceea dragostea aceasta îl rog pe Dumnezeu să o toarne. Îmi place cum folosește la un moment dat Apostolul Pavel expresia asta, verbul acesta, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Adică nu picurată, nu așa cât un strop să stai să abia aștepți câte ceva, a fost turnată, ceva din abundență. Dumnezeu să toarne iubirea lui în voi. În al cincilea rând, iubirea este măreață pentru că ea face viața frumoasă. Viața asta n-ar fi frumoasă dacă n-ar exista iubirea. Iubirea face viața frumoasă, ea inspiră arta, muzica, poezie și tot ce e frumos are la bază iubirea. Când iubești, vezi altfel culorile, totul e mai viu, totul e mai colorat, totul e mai intens, totul e mai plăcut. Iubirea face viața frumoasă. Țineți cont, Jessica și Luca, fericirea voastră, frumusețea vieții de familie nu ține de pastor, de biserică, de unul, de altul. Știu că noi putem avea tot felul de păreri și e trist, vă spun cu părere de rău lucrul acesta, familii care se despart, familii care au ceartă, conflict, totdeauna când există o ceartă, un conflict, trebuie să găsim un responsabil. Ei, nu, ei nu sunt de vină cei care se ceartă, cei care se divorțează, nu. De vină-i pastorul că nu a mers, sau nu a mers de N ori de câte credeau ei că aveau nevoie ei, că n-au avut consiliere, că n-au avut înainte, că n-au avut după, că n-a venit, că nu s-au rugat, că n-a... Și totdeauna există scuze care n-au nicio bază, n-au nicio valoare. În momentul în care iubești, în momentul în care dragostea e acolo, țineți cont, voi doi decideți dacă vă face viața frumoasă. E un verset pe care îl repet de foarte multe ori, el este arătat în sensul negativ, dar arată realitatea. Spunea la un moment dat Dumnezeu spune asta, ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac? Adică tu te aștepți ca eu să fac ceva, Dumnezeu să facă ceva. Și spune, eu n-am ce să-ți fac, Efraime. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Eu n-am ce să-ți fac, nici Dumnezeu, nu te aștepta păstorul, comitetul, biserica, guvernul, parlamentul. Nu poate nimeni să te ajute. Pentru că e ceva ce ține de tine. Tu te binecuvintezi, tu îți faci viața frumoasă sau tu îți faci viața un calvar. Tu accepți iubirea, oferi iubirea, îți faci viața frumoasă. Urăști, n-ai decât. Te pedepsești singur, te chinui singur, îi chinui și pe alții și dai vina pe o mie de oameni că tu nu iubești. Și devină soacra, și devină socrul, și cumnatul, și nepotul, și nu mai știu cine, și biserica, și alții sunt vinovați pentru că tu ești nefericit în familia ta, că n-ai o familie frumoasă, că n-ai o viață frumoasă. E bine, află, dacă vrei să ai o viață frumoasă, trebuie să ai iubirea. Pentru că iubirea, numai iubirea, îți poate face viața frumoasă. Dacă n-ai iubire, unde dragoste nu e, nimic nu e. Nu e frumusețe, nu e plăcere, nu e încântare, nu mai este nimic.
Pot să vină mii de consilieri, pot să curgă banii, dacă nu există iubire, nu există nimic. Se pierde totul. De aceea spunea aici și pasajul acesta, e un imn al iubirii pe care Pavel îl spune și nu neapărat în contextul familiei, că nu doar despre familie, dar e bine că se predică la nuntă pentru că aici e apogeul iubirii, aici e ceva evident, ceva marcant, ceva deosebit, calitățile iubirii, ce face iubirea, cum este iubirea și așa mai departe. Deci, iubirea face viața frumoasă. Vreți să aveți o viață frumoasă? Iubiți-vă unii pe alții. Iubiți-vă unul pe altul. Oferiți iubirea voastră celor din jur. Fiți familia care iubește. Avem o cântare frumoasă, o cântăm de multe ori. Ce minunat e să fii dintr-o familie. Familia Sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, o familie reală. Ei când au tradus cântarea asta din limba italiană, în limba italiană se spune reale, dar reale nu în sensul în care îl înțelegem noi românii reală, ci regală. Asta înseamnă reale, una familie reale, o familie regală. Familia care iubește, familia Domnului Iisus. Asta e ceea ce înseamnă creștinismul, aceasta este esența creștinismului. Asta este dorința lui Hristos, acesta este modelul lui Hristos și nu poți fi creștin dacă nu iubești. Poți fi orice, dar nu poți fi creștin dacă nu iubești. Al șaselea rând, iubirea este măreață pentru că ea dă valoare lucrurilor, chiar și lucrurilor care nu au valoare sau nu au nicio valoare sau o valoare nesemnificativă. Iubirea dă valoare. Iubirea dă valoare. Știți cum e cu iubirea? Atunci când predic despre iubire, când predici de aici, matematic, a fost odată un profesor de matematică, trebuia să fie, mă rog, încurajat să se căsătorească. Și a venit un pețitor, adică agenția aceea care se ocupă de legături, de dating-ul acela și i-a spus, am găsit în sfârșit fata potrivită pentru tine. Da? Cum e? Păi în primul rând e o fată frumoasă. Și profesorul a scris pe tablă 0. Și a pus deja să transpire pețitorul. Să știi că e bogată. Are bani mulți, provine din familie bogată. Și profesorul mai scrie alături un 0. O, să știi că asta e inteligent, are facultate, are așa. 0. Ei, dar să știi că asta e fată harnică, asta știe să facă, nu e chiar așa crescută în puf, ea știe să facă mâncare, curățenie, harnică, gospodină bună. 0. Ce să mai facă? Își mai inventează, mai spune câte ceva, vorbește frumos, e comunicativă, e deschisă. 0. Ce să mai spui? Ce poate să-i placă unui băiat la o fată ca să fie bine? O, să știi că e veselă, că normal, o femeie, că ea-i plouă, nu, n-ai ce să faci cu ea. Deci trebuie să fie veselă, să fie bucuroasă, asta zâmbește mereu, te dispune toată ziua, ți-aduce bună dispoziția, ți-aduce soarele în casă. 0. O, să știi că e și religioasă, merge la biserică, să știi că îl iubește pe Dumnezeu și abia atunci pune și el un 1 în fața tuturor zerourilor. Și acum spune, da, ai găsit o fată de milioane. Până atunci toate erau 0. Ce a dat valoare? A dat acel 1 în fața tuturor zerourilor. De aceea iubirea dă valoare tuturor zerourilor din viața voastră. Înțelegeți de ce spunea el? Chiar dacă aș vorbi în limbe îngerești și omenești, 0. Nu sunt nimic, 0. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbești în limbe, 0. Chiar dacă aș profeții, 0 dacă n-am dragoste. Toate sunt niște zerouri. Dar când în fața tuturor zerourilor pui iubirea, totul capătă valoare. Orice 0
capătă valoare. Zero e nimic, noi spunem valoare, nu e adevărat. Dăm în cec 1000. Și eu spun, da, până la urmă, zero. Mai pune 3 de zero acolo, că nu, așa nu sunt nimic, nu? Vedeți că zero capătă valoare. Dar ce-l face pe zero să capete valoare? Ce este în fața lui. Pentru că dacă e 0, 0, 0, e nimic. Dar dacă e 1 și apoi 0, 0, 0, totul, orice zero capătă valoare pentru un 1 care stă în față. Ei bine, acel 1 care stă în față, care dă valoare, care dă sens vieții, care dă farmec vieții, care dă frumusețe vieții, este iubirea. Dacă ai iubire, totul capătă valoare. Dacă n-ai iubire, vorba cuiva, sunt oameni atât de săraci încât în afară de bani nu mai au nimic. Poți să ai bani, dacă n-ai iubire. Poți să ai multe, poți să ai diplome, poți să ai cunoștințe, să ai informații, dacă nu ai iubire, nu faci absolut nimic dacă nu ai iubire. De aceea, iubirea este măreață, pentru că ea dă valoare și lucrurilor care nu au valoare. În al șaptelea rând, iubirea este măreață și pentru un alt motiv, și anume pentru că ea salvează, ea mântuiește. În primul rând, noi suntem salvați de Dumnezeu, suntem mântuiți. Destinul oricărui om, da, să ne fie clar, noi ca oameni suntem oameni, murim, dar după ce murim, destinul nostru, din pricina păcatului pe care l-am moștenit din Adam, destinul nostru, destinația noastră finală, este iadul. Oricât de religioși am fi noi, oricât de buni ne-am crede noi, oricât de educați am fi noi, oricât de bogați am fi noi, orice am fi noi, destinul oricărui om este moartea și după moarte este iadul. Oricât de frumoasă ar fi nunta, oricât de frumos ne-am îmbrăca, orice muzică am cântat sau am ascultat, oricum ar fi masa noastră încărcată, plină, oricum ar fi tinerețea noastră, oricum ar fi aspectul nostru, toate astea dispar, se duc și destinul oricărui om este moartea și apoi iadul. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui și în dragostea Lui, a făcut lucrul cel mai măreț. Ne-a iubit și pentru că ne-a iubit, iubirea Lui ne mântuiește, ne salvează. Iubirea ne salvează. Cel mai frumos verset al Scripturii, Ioan 3:16, ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară. În primul rând să-L salveze, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine a făcut lucrul acesta? Iubirea lui Dumnezeu. Ce a stat la baza motivației salvării noastre, a mântuirii noastre? Iubirea lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit. A iubit. Iubirea salvează. Vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, dar știți că vorbim și despre iubirea noastră? Pavel aici în Corinteni, la un moment dat, vorbind, pentru că erau fel și fel de familii în Corinteni, soția era credincioasă, soțul necredincios. Oamenii au început să pună întrebări, ce facem, copiii necredincioși sau părinții necredincioși? Dar mai ales la nivel de familie, Pavel a simțit nevoia asta, lupta asta, tensiunea aceasta, frământarea aceasta, un soț necredincios, o soție credincioasă. Ce facem acum? Unii au venit cu soluția, păi despartă-te. Nu gândește ca tine, nu-i ca tine, despartă-te. Și la un moment dat Pavel pune o întrebare retorică, ce știi tu, nevastă, dacă nu-ți vei mântui bărbatul? Apostolul Petru merge mai departe și spune, s-ar putea că voi, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, dar purtați-vă cu o purtare bună să-i puteți câștiga. Bărbații să fie câștigați. Câștigați pentru ce? Să-i câștigați pe bărbați cu o purtare bună, evlavioasă, cuvincioasă, prin purtarea voastră, să-i câștigați. Cum să-i câștigi? Să-l câștigi pentru împărăția lui Dumnezeu, să-l câștigi pentru mântuire. Pentru că nevasta poate să zidească o casă sau poate să o dărâme. Și da, din păcate, observ cum femei, un soț credincios, ajung să-l aducă în situația să nu mai fie credincios, să-și piardă mântuirea.
și altele printr-o purtare bună, frumoasă, evlavioasă, să-L câștige pe un necredincios pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta este viceversa valabilă. Și pentru bărbat care poate să-și câștige, să-și cucerească. Pentru că, în al optulea rând, iubirea este măreață pentru că ea va birui totul. Trăim într-o lume în care se dau atâtea lupte. Suntem într-o luptă, dacă vreți. Viața în sine e o luptă și voi veți vedea câte obstacole veți avea, câte piedici, câte lupte. Noi le numim lupte la nivel lăuntric, la nivelul vostru, între voi, păreri, în societate, în lume, în biserică, oriunde. Totdeauna frământări și lupte. Ei bine, ce credeți că va birui? Noi avem ceva, și aici spunea bine cuvântul lui Dumnezeu, că dragostea va birui, dragostea acoperă totul, credere totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Napoleon Bonaparte spunea, am cucerit lumea cu sabia, așa cum au făcut-o alți împărați puternici ai istoriei. Dar Iisus Hristos este singurul împărat care a cucerit lumea, nu cu sabia, ci cu dragostea. Când cucerești cu sabia, omul de frică, de groază, vrea să renunțe, vrea pacea și atunci acceptă orice condiții. Dar nu sunt din inimă. Iisus Hristos a cucerit lumea cu dragostea. Și ne învață pe noi, dacă vrei să cucerești pe cineva, dacă vrei să fie pace, dacă vrei să fie bine, dacă apare o tensiune, un conflict, cea mai potrivită armă pentru un creștin. De aceea Hristos a iubit și El ne spunea chiar, iubiți și pe vrăjmașii voștri. Iubiți pe vrăjmași. Ești într-un conflict, vrei să chemi, vrei să ameninzi, vrei să folosești fel și fel și fel de arme. Cea mai bună armă, cea mai sigură armă, ceea ce face într-adevăr să ai biruință, este iubirea. Iubește și vei vedea că cu iubirea vei birui. Cu iubirea vei convinge. Cu iubirea vei avea succes, pentru că ceea ce va birui este iubirea. Iubirea va triumfa. Iubirea va rămâne totdeauna, pentru că în al nouălea rând și este ultimul și încheie, iubirea este măreață, iubirea este cea mai mare din toate acestea și mai mare decât prorocia și mai mare decât vorbirea în limbi și mai mare decât orice lucru din lumea aceasta. Iubirea este măreață, este cea mai mare pentru că ea va dăinui veșnic. Toate se sfârșesc, toate trec, frumusețea e trecătoare, tinerețea e trecătoare, viața e trecătoare, bogăția este trecătoare, prieteniile sunt trecătoare, toate sunt trecătoare, dar este ceva ce rămâne, ceva ce nu va pieri niciodată, ceva care va dăinui veșnic, ceva, și nu ai cum să trăiești, dacă vrei să trăiești veșnic, dacă vrei să trăiești cu Dumnezeu, nu ai cum, nu uita că iubirea este mediul în care noi vom trăi în veșnicie. Noi ce facem aici? Facem un fel de pregătire, un fel de repetiție. Păi, dacă n-ai deloc iubire, dacă trăiești doar în ură, doar în ceartă, doar în conflict, doar în defăimare, doar în vorbire de rău, întreabă-te, pentru ce faci repetiții? Pentru ce faci repetiții? Acum folosesc, ei amândoi sunt cu muzica și știu ce înseamnă repetiție. Care e muzica pe care o pregătești? Care e melodia? Ce repeți? Pentru ce te pregătești? Pentru ce te instruiești? Dacă ai iubire, faci repetiție pentru iubire. Iubești, ierți, îngădui, rabzi, suferi, binecuvintezi, te pregătești pentru iubirea care va fi veșnică. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu va fi iubire. Nu va fi răutate acolo. Nimic spurcat nu va fi acolo, nimic vrednic de blestem va fi acolo, nimic întinat nu va fi acolo. Și noi în viața asta nu facem altceva decât
repetiție pentru viața veșnică, adică ne pregătim, ne modelăm caracterul, încercăm să gustăm din veacul viitor, din veșnicie. Știți că noi, în parte, folosesc teologii expresie, deja, dar nu încă. Dar noi deja, viața veșnică, sau cum spunea Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu, nu va veni în așa fel încât să izbească privirile. Wow, a venit împărăția lui Dumnezeu, asta e împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, nu, împărăția lui Dumnezeu e în inima voastră. Și tu deja trăiești în împărăția lui Dumnezeu. Ai dragostea lui Dumnezeu, simți că Dumnezeu te iubește, îl iubești pe Dumnezeu, iubești pe frați. Tu deja trăiești în armonia aceea cerească, noi deja o cultivăm pe aici, aici, de pe pământ. Eu deja trăiesc veșnicia, eu deja trăiesc viața veșnică, eu deja gust împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai iubirea lui Dumnezeu. Iubirea, ori o ai, ori nu o ai. Ori nu știi să o folosești. În această zi, recapitulăm, Jessica și Luca, iubirea este măreață pentru că Dumnezeu este sursa ei. Iubirea este măreață pentru că ea este darul lui Dumnezeu, cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru voi. Iubirea este măreață pentru că ea construiește relații. Nu se poate construi o relație de prietenie, de căsătorie, de orice, fără iubire. Iubirea construiește relații. Iubirea unește familia și ține unită familia. Doar iubirea poate ține unită familia. Iubirea face viața frumoasă. Dacă vreți o viață frumoasă, iubirea stă la baza ei. Iubirea face viața frumoasă. Iubirea dă valoare chiar și lucrurilor care nu au valoare. Oricărui zerou, iubirea îi dă valoare. Iubirea salvează totul, mântuiește, recuperează, reabilitează. Asta face iubirea. Adună cioburile și face din nou vasul acela la fel de prețios și frumos. Asta face iubirea. Recuperează, salvează. Iubirea va birui totul, iubirea biruiește. Dacă vrei să ai succes, iubirea este rețeta succesului. Iubești și vei cuceri. Iubirea va dăinui pentru veșnicie. Când toate trec, când toate pierd, când toate se învechesc ca o haină, iubirea lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Așadar, dragostea aceasta să fie în inima voastră. Închei câteva versuri. Dragostea este romantică. Iubirea este visătoare. Ea inspiră poezia și tot ea insuflă muzica. Dragostea fascinează inima și creează sărbătoare. Iubirea colorează visele și dă farmec tinereții. Dragostea unește destine și luminează sufletul. Ea mângâie inima. Doar iubirea atinge veșnicia. În ea este forța vieții, dragostea este liniștea serii, iubirea e refrenul dimineții, ea este darul lui Dumnezeu pentru om. Cel ce este iubire să fie mereu cu voi, cel ce este dragoste să vă țină mereu împreună, cel ce iubește ca nimeni altul, să vă motiveze în fiecare zi să vă iubiți așa cum vă iubește El. Cel ce a pus iubirea în sufletul omului și l-a capacitat cu darul de a iubi, să vă dorească din plin harul fericirii și măreția iubirii. Nu poți fi fericit dacă nu iubești. Nu poți sărbători dacă nu ai iubire. Nu poți rezista în căsnicie dacă nu ești îndrăgostit. Nu poți fi om, de plin om, dacă nu ești iubit, dacă nu te simți iubit. De aceea, măreția aceasta a iubirii să rămână totdeauna în viața voastră. Iubirea este măreață, să țineți totdeauna în viața voastră, în inima voastră, gândurile acestea legate de măreția iubirii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate. Amin.